Aș dori ca să ne gândim la această temă care este atât de familiară, tema nașterii Mântuitorului. În această perioadă, unii tună și fulgere, există, nu există Crăciun, că vine dintr-o parte, din alta. Eu aș vrea să ne așezăm pe miracolul nașterii. Și nașterile obișnuite sunt un miracol. Fiecare naștere a unui copil este un miracol. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dragi bărbați, dar eu am fost acolo, lângă soția mea, cel puțin la primul copil, de la început și până la sfârșit, am asistat la naștere și am stat tare, doctorul stătea să vadă dacă leșin sau nu. Înainte l-am întrebat, domn doctor, mă lăsați și pe mine să asist la naștere? Și mă tot testa, mai punea câte o întrebare, mergea în cabinet și până la urmă m-a lăsat să asist la naștere. Dar după ce a avut loc nașterea, când am ajuns în mașină, primul lucru m-a pufnit un plâns din ăla în hohote. Și am zis, cât poate să sufere o femeie până aduce pe lume un copil. Și dacă stai să vezi cum ia naștere un copil din primul moment, cel al dragostei, și până când vine pe lume, este o adevărată minune. N-ai cum să descrii în cuvinte lucrurile astea. Unii vin doar și dau florile, felicitări, dragă, și soția se bucură și de asta dacă primește, dar este extraordinar. Nașterea în sine este un miracol. Dacă vorbim de nașterea Mântuitorului, însă, este un miracol și mai mare. De unii observat, de alții criticat sau urât, nașterea Mântuitorului produce în sufletul fiecăruia dintre noi reacții total diferite. De la admirație, laudă, închinare, mulțumire, la ură, indignare și dorința de a-L omorâ. Cu toate acestea, nașterea nu este mai puțin miraculoasă, indiferent de atitudinea noastră. Este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu. Și aș vrea ca să ne gândim puțin la ceea ce descrie Evanghelistul Luca în capitolul 2, și o să vedem mai multe categorii de oameni care s-au raportat diferit la vestea nașterii Mântuitorului. Erau primii păstori în câmp, cu oile, și deodată aud un cor frumos care cântă. Și în momentul în care au auzit acest cor și au auzit vestea din cer, au început să se teamă. E normal ca un miracol să te sperie, altfel n-ar fi miracol. Dar, pe de altă parte, e normal ca un miracol să te și bucure când îți dai seama că se întâmplă în viața ta. Și după ce primesc încurajare din partea îngerului să nu se teamă că le aduce o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul, și după ce le-a spus că acea minune s-a întâmplat, s-au bucurat atât de mult. Și atunci când auzim de miracole, ne așteptăm ca ele să fie ceva foarte complicat. La noi, la oameni, miracolele sunt împopoțonate. Cu cât vrem să ne dăm mai multă importanță, cu atât aducem tot mai multe elemente. Însă Dumnezeu ne dă aici o lecție extraordinară, că El poate să facă miracole din lucruri simple. Când eram în conservator, îmi spunea profesorul, auzi, cu cât te dai mai mult în spectacol, cu atât ești mai ridicol. Cu cât ești mai simplu, cu atât ești mai bun. Pe oameni nu interesează chestiile de decor, că tu transpiri acolo, că îți dai duhul, nu, zice, să nu, că tușești, te pregătești 15 minute înainte să cânți, ce plătești și vor să vadă ceva. Elimină cât mai multe aspecte care te fac ridicol. Zice, dacă ați ajuns să cânți simplu, e cel mai greu. Trebuie să muncești foarte mult și trebuie să
ai acea lejeritate atât de naturală încât oamenii să zică, păi și eu pot face asta, și când se apucă să facă, să-și dea seama cât de greu este. Dumnezeu are capacitatea aceasta de a face miracole din lucruri simple. Noi oamenii, când vrem să subliniem că se întâmplă ceva în viața noastră, încercăm să facem tot felul de lucruri, să investim, să cheltuim și uneori este ok. Dar dacă asta ne validează, înseamnă că am pierdut esențialul. Și Dumnezeu spune, miracolele mele pleacă de la lucruri simple. Mesia se poate naște într-o esle, într-un grajd. Asta nu-l face mai puțin Mesia. Mesia poate să trăiască și să producă același efect în cele mai simple condiții. Și acum o să vedem că Mesia se adresează fiecărei categorii de oameni. Și n-aș vrea să fiu nici apărătorul sărăciei, nici al bogăției. Vreau să luați ca atare starea de liniște și de simplitate în care ne pune Iisus Hristos, indiferent la ce nivel social trăim. Există bucurie pentru fiecare, există speranță pentru fiecare, există putere pentru fiecare și în același timp toate cele rele pentru fiecare. În funcție de cum te raportezi la jertfa Mântuitorului, păstorii puteau să-și plângă de milă. Oh, noi suntem mai oropsiți, noi muncim. Oh, ăștia, va! Dar când au auzit veștea nașterii, n-au mai putut de bucurie. Și au zis, hai să mergem, să-i cântăm! Le-a schimbat viața. Și din momentul acela, după ce au venit, l-au văzut, au început să cânte, să spună tuturor. Viața lor a fost schimbată. Apoi, după naștere, după ziua 8-a, când Iisus a fost tăiat împrejur, a fost adus la templu ca să fie circumcis, familia lui a venit cu ce a avut. O pereche de turturele ca jertfă pentru Dumnezeu. Și acolo era Simeon, un om al lui Dumnezeu, care de ani de zile aștepta mântuirea lui Israel. Și când l-a văzut, s-a bucurat și a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, Doamne, pentru că am văzut mântuirea, pot să mor liniștit. Este extraordinar să ai această ușurare, că ești tânăr, că ești bătrân, să stai liniștit pentru că ai găsit mântuirea, pentru că l-ai găsit pe Iisus Hristos. Ana, fata lui Fanuel, tot o prorociță, în vârstă, îl vede pe Iisus și este încântată. Și laudă pe Dumnezeu, chiar mi-a plăcut elementul acela. În versetul 38, a venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. La 80 ceva de ani să vorbești cu înflăcărare despre venirea Mântuitorului, despre mântuire, să le dai speranță și bucurie oamenilor în loc să te plângi de reumatism și că vai, că e pensia mică și de toate alea și că abia trăiești. Noi asta facem. Și ce dovedește lucrul ăsta? Că miracolul nașterii n-a avut loc în inima noastră. Observați că și este mai rău decât să respingi nașterea Mântuitorului. E foarte trist că nu ne mai impresionează, nici măcar nu ne mai înfurie nimic. Că măcar de la furie poți să ajungi într-o altă stare. Dar când ești plictisit și blazat, orice ai zice, orice ai face, tot aia ai. Avem o stare din asta atât de blazată uneori, ca, mi-aduc aminte, era un cântăreț la contrabas în orchestră și cânta fals. Și la un moment dat, maestru oprește orchestra. Stop, 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 domnule, dă un re, dă un si bemol, dă un fa, bine, cântă ce vrei dumneata, că tot aia ai. Cam așa e și starea noastră, știți? Vine Dumnezeu, ne dă speranță, ne încurajează. Și ce dacă, bă? Dar uite, sunt cu tine, nu te teme. Și tremură inima și tensiune și crește zahărul. Și orice ți-ar spune Dumnezeu, tot aia ai. Păi dacă tot aia ai, ești într-o stare nenorocită, rău de tot.
De asta zice Dumnezeu, dacă ai fi rece sau un clocot. Că măcar de la furie poți să ajungi în altă stare, să îți schimbi registrul, dar de la blazare foarte greu poți să te mai schimbi. Și dacă ne uităm aici în pasajul acesta, oamenii au stări și atitudini diferite față de nașterea Mântuitorului. Simeon îi spune Mariei niște cuvinte care ar trebui să ne dea de gândit. Versetul 34. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Dacă îl predici pe Hristos și oamenii stau ca după apa sfințită, nicio reacție, nici bună, nici așa, înseamnă că îți tocești dinții degeaba. Și orice faci în viață, dacă nu stârnește și împotrivire, înseamnă că nu faci bine. Sigur vă spun lucrul ăsta. Citeam istoria lui Paganini și la un moment dat, înainte de concert, rivalul lui a plătit pe cineva să-i fure pantofii și să-i pună alții mai mici cu un număr sau două și să-i pună sticle și cioburi de sticlă și cuie în pantofi. Și când a băgat piciorul, s-a tăiat. El ura de moarte. Și știți ce a făcut? A scuturat pantofii și cu picioarele sângerând și cu pantofii mai mici și a băgat picioarele în ei, s-a dus la concert și sângerând a cântat. I-a mai ciupit și corzile tot atunci, nu știți, tot tabelul, poate tot tabloul. I-a mai ciupit și trei corzi și a început să pleznească câte o coardă. Pam, pam, știi, am trăit lucrul ăsta într-un concert cu un violoncelist. Așa de fain e să pleznească o coardă în tensiune, de n-ai văzut din alea, tot să oprezi, că pică bombe, știi? Cum adică să pleznească coarda în concert? Dar nu s-a oprit. A mers mai departe și a terminat concertul pe o singură coardă. Mesajul ăsta vrea să ne-l transmită Dumnezeu, că prea mult ne plângem, prea mult ne frustrăm de lucruri care nu le avem în viață și nu facem pentru că și imediat găsim scuzele, găsim tot felul de motive să nu facem anumite lucruri. Și le vei găsi toată viața. Toată viața vei găsi motivele acestea. Dar Dumnezeu spune că în momentul în care Iisus este în inima ta, vei face lucruri atât de mari încât vei avea mulți dușmani. Indiferent, noi judecăm, uite că a făcut, că nu știu ce, sigur e mândru, sigur are nu știu ce în cap. Dar întrebarea mea este, tu ai motive în viață să te mândrești de ceva? În egoismul cel mai cras, ai cu ce să te lauzi? Că e foarte simplu să mergi în zona asta a unei evanghelii din Băltuță, în care nu excelezi cu nimic. Nu-s acolo decât broscuțe, melci, râme și toate alealte. Nu excelezi cu nimic, nu ieși în evidență cu nimic. Dar, în schimb, iei noroi din baltă și, pac, arunci pe ceilalți. Nu, Hristos zice că va fi un semn de împotrivire. Aveți ce nu, că El a fost El. Dar uitați-vă la apostolii Lui. Nu? Când mergeau să predice Evanghelia. Ori era răscoală, ori era o pocăință a oamenilor. Întrebarea este, la noi ce iese? Da? Copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Evanghelistul Matei, pentru că punem cap la cap tablourile, pentru că fiecare evanghelist relatează dintr-un unghi diferit de vedere și ceea ce spune Matei nu spune Luca, dar avem un tablou complet dacă vedem și celelalte categorii și aș lăsa magii cu care începe capitolul 2 la sfârșit din Evanghelia după Matei. Irod este tipul potentatului frustrat, preocupat doar de scaunul lui. Sunt mulți care, iertați-mi expresia, au probleme cu scaunul. Luați-o cum vreți. Sunt mulți care au probleme de genul ăsta.
și care n-au alt scop în viață decât scăunelul. Zici că scăunelul ăla le dă lor valoare. Spunea cineva dintre soțiile păstorilor, povestea o altă soție de păstor, că a stat de vorbă cu soțul. Păi zice, dacă nu iese la conferință și nici la uniune, ce altă împlinire poate să existe pentru un păstor decât asta? Vă spun eu, demisia! Asta poate să fie. Pentru că dacă pentru tine ăsta este scopul, să ajungi în funcție, înseamnă că ești cel mai frustrat și cel mai blazat și cel mai mediocru. Dacă o funcție îți dă ție validare și n-are nimic în spate, înseamnă că nu mai ai ce căuta acolo. Dar stați, nu știți că ajungi în diaspora. E ok, e în regulă. Da. E jalnic. Și unii pentru asta sunt în stare să-L ucidă pe Hristos. Pentru funcția asta. Irod. Și să-mi spune și mie că dacă, unde se naște, care e adresa, că mă duc și eu să mă închin, da, da. Fraților, puneau funcția și Hristos, da, da, du-te, vezi de treabă. Na, n-am treabă eu cu Hristos. Dar dacă dă bine, dacă trebuie, o fac și pe asta, până îmi văd saci în căruță. Vedeți? Asta este. Nu am nimic cu nicio funcție. E nevoie de oameni responsabili. E nevoie de oameni care, într-adevăr, să merite funcțiile acelea. Apoi, preoții ce mai de seamă? Poate că îi judecăm. Și aș vrea să vedem echilibrat lucrul ăsta. A, uite, ăștia l-au vândut pe Hristos și ăștia au fost primii împotrivitori și au fost și cărturari la fel. Și aș vrea să vedeți cam la ce nivel erau preoții ăștia înainte de a ne lua gura prin înainte. Ca să devii rabin, cel puțin, ai nevoie de 18 ani să studiezi Tora și Talmudul și să știi pe din afară, cuvânt cu cuvânt, să știi câte litere, câte vocale, câte consoane, câte rânduri, tot. Trebuie să fii as. De asta când întreabă, bă, unde se naște? Vin cu citatul. Trrrrt. Erau brici. Noi, când cităm câte un text, câte un pasaj, o scălcim, o dăm pe aici, pe acolo, deci nu avem dreptul să-i judecăm. Plus că, dacă citiți în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6 și 7, o să vedeți că după predicarea inspirată de Duhul Sfânt a diaconului Ștefan, o mulțime de preoți au venit la credință. Asta înseamnă că nu erau niște ignoranți, niște bătuți în cap, dar de regulă să știți că oamenii care au multă școală și care au un anumit nivel sunt mai sceptici. Și cei care sunt în un anumit for al societății sunt mai sceptici. Nu îi poți păcăli așa de ușor, că am venit cu 2 kg de făină și am făcut ceva și gata, toți se botează. Nu! Stau, analizează, bă, oare chiar e pe bune sau ce se întâmplă aici? Ei știau, dar erau sceptici la ceea ce se întâmpla. Cărturarii norodului au căutat și ei să afle unde trebuia să nască Hristosul. În Betleemul din Iudeie au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și încep să citeze din memorie. De apreciat pentru asta. Și drept dovadă este faptul că atunci când a venit la Hristos Nicodim, și apropo, este foarte greșit să blamezi una din categoriile sociale. Bă, ăsta dacă e bogat, nu are nevoie de Dumnezeu. Ăsta dacă e magistrat, nu are nevoie de Dumnezeu. Ăsta dacă e politician, nu are nevoie de Dumnezeu. Ăsta dacă e președinte, nu are nevoie de Dumnezeu. Dar de unde știu eu că nu are nevoie de Dumnezeu? Cine sunt eu să judec lucrurile astea? În momentul în care a venit la Iisus, bine, a avut el prejudecățile lui, a început în felul lui și Iisus i-a spus un lucru. Trebuie să te naști din nou. Știi, ești pregătit, ești un om respectabil, ești un om extraordinar în societate, apreciat. Toată aprecierea. Dar toate astea, fără miracolul nașterii, n-au nicio valoare.
Și aș vrea să înțelegem ce vrea să ne transmită Dumnezeu, că fără nașterea Lui în inima noastră, indiferent ce realizări sunt bune și trebuie să avem realizări, altfel înseamnă că trăim degeaba pe viața asta. Dacă nu ne luptăm să luăm cât mai mult, să fim oameni de vază, înseamnă că suntem niște asistați sociale ale Lui Dumnezeu, la care ne tot picură binecuvântări și noi le tot risipim și trăim așa, fără nicio noimă. Dumnezeu zice acelui slujitor care a îngropat talentul, nu i-a zis, bă, bravo, mă, l-ai ținut în pământ acolo, nu l-a furat nimeni, pă, ce tare, nu? Și dacă aș fi venit înapoi, să-mi fi luat măcar cu dobândă. Asta vrea Dumnezeu, vrea câștig de la noi. Ți-a dat un dar, folosește-l. Știi să cânti, știi să faci ceva, bani, influență, putere, o funcție în stat, în oraș, folosește-le! Pentru slava lui Dumnezeu. Ca oamenii să vadă că faci ceva, că reprezinți ceva. Și să-i dea slavă lui Dumnezeu. Să zică, wow, n-am întâlnit așa om. Îmi plac acum magii, am lăsat intenționat la urmă. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și erau top. Și aici, și aici. Fără discuții, da? Deci un mag, chiar vrăjitor fiind, sau sunt asociați cu vrăjitoria, pentru că știau matematică, citeau stelele, se ocupau și cu tarot, se ocupau și cu numerologie, dar știau matematică și fizică pe pâine. Le mâncau astea. Erau oameni culți, oameni deștepți. Probabil că or fi citit profeția lui Balaam. Nu știm. Și am văzut steaua. Dar au calculat și au văzut și au studiat. Cum i-a călăuzit Dumnezeu? Nu știu. Nu zice, păgâni ăia, uite. Și îmi place foarte mult că Dumnezeu ne arată că de multe ori ne înșelăm cu prejudecățile noastre în dreptul oamenilor. Noi punem imediat zidul de prejudecăți, căptușim acolo și ăștia păgânii. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră înrăsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Probabil că ar fi putut și ăștia să aibă niște prejudecăți, să zică, aici la un niștălău, cum se zice, în Ardeal, sau la un grajd, să ne ducă pe noi Dumnezeu, aici am toate, mă, de aici, intrăm noi aici să ne mânjim încălțămintea noastră scumpă de firmă și să mirosim a bălegar și a toate alea. Știți că e de ajuns să intri odată. Am avut la Bălaia frați care erau, creșteau vite. Și zicea, frate, prima dată dacă vreau să nu miros a vacă și a bălegar, mă duc dimineața, le dau de mâncare, îmi schimb hainele, îmi fac iară duș, trebuie să mă spăl și să iau hainele de biserică. Altfel, odată, dacă a intrat un pic în izul ăla, salut, nu mai. Să zic că ei, intrăm noi aici, Mesia, împăratul, prejudecățile, vedeți cum funcționează și la unii și la alții. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Este extraordinar versetul ăsta și dacă ați sta așa să meditați la el. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. S-a oprit. E aici. Nu mai contează. Am făcut atâtea sute de kilometri. L-am găsit pe Mesia. Miracolul nașterii. Doamne, orice, dacă te-am găsit, să nu mai poți de bucurie. Și restul nu mai contează. Găsești soluții la orice în viață. Dar dacă l-ai găsit pe Hristos, e cea mai mare bucurie, indiferent de starea în care te afli. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Și apoi și-au deschis visteriile și au dus daruri, aur, tămâie și smirnă. Și știți cât au adus? Nu 2 lei. Nu mărunțișul. Cât să trăiască câțiva ani în diaspora.
în Egipt. Faceți așa un calcul. Câți ani au stat în Egipt? Să le ajungă să trăiască. Și dacă trăiești cu puțin, să trăiești câțiva ani, e o sumă considerabilă pe care au adus-o lui Iisus. Asta face din noi miracolul nașterii. Dacă îl trăim în inimile noastre și dacă lăsăm pe Iisus Hristos să se nască, să ne poată mântui, atunci viața noastră se va schimba. Și nu vom mai fi frustrați aceia și bombele cu ceas care mai un pic și explodează. Nu vom mai fi încruntați. Nu vom mai fi nici veșnici zâmbitori, că e și extrema cealaltă, care tot timpul sunt fericiți. N-au probleme, n-au nimic, ei epatează în zona asta a fericirii. Ci vom fi niște oameni echilibrați, așezați. Dar starea de bază a inimii este pacea și bucuria. Pentru că asta a promis pace pe pământ și bucurie. Să ne ajute Dumnezeu ca în perioada aceasta plină de lumină, de bucurie, să ne bucurăm unii cu alții și să ne bucurăm mai ales de nașterea lui Iisus Hristos. Dacă lucrul ăsta îl realizăm, atunci vom fi cei mai fericiți dintre oameni. Amin. Amin.